S-a deplasat la domiciliul bătrânei de 80. Deci este doamna directoare de la DGS aici, cu voi, care vă va da toate de doamna Poptile, poftiți. Și ce m-a spus să ia împotriva domnului directoare, de exemplu, sau a celor pe care i-a subordinat dumneavoastră. Deocamdată nu e vorba de nicio măsură. Nu. Că femeia aia acum a venit ambulanța la ea, după ce au făcut angajatele de la asistentă și au făcut ei. Dar vă rog, treceți dumneavoastră aici, dacă aveți explicații. Păi nu, eu spun ce se întâmplă acum în teren. Nu am nicio explicație. Despre ce este vorba? Nu știu, despre ce e. Ce s-a întâmplat? Vă rog, doamnă, știu. Bătrâna știu la care s-a deplasat poliția locului. De ieri două doamne de la asistență socială, vă răspunde, doamna. Doamna acasă, trei, și au avut un comportament deplasat. Așa apreciați, bună ziua, în primul rând, Monica Poptile, sunt directorul general al Direcției de Asistență Socială Constanța. Vizita de ieri a celor trei asistenți sociali, după cum dumneavoastră precizați aici, nu a fost prima. Prima evaluare socio-economică a doamnei Bocioagă a avut loc în data de luni, 30 ianuarie, da? La ora, aproximativ ora 1, o echipă s-a deplasat la sediul doamnei în vederea identificării gradului de vulnerabilitate socială în care aceasta se află. S-a realizat o anchetă socială în care au fost consemnate condițiile, mă rog, de la fața locului și, având în vedere vârsta înaintată a doamnei, s-a propus ca și măsură socială pentru aceasta, instituționalizarea în căminul pentru persoane vârstnice. Potrivit legii 17/2000, cu modificările și completările ulterioare, cea care reglementează asistența socială care se acordă persoanelor vârstnice, orice internare presupune consimțământul persoanei în cauză, că nu putem face lucrul acesta fără ca persoana în cauză să fie de acord. Purtând discuții cu doamna Bocioagă, aceasta și-a exprimat acordul pentru a fi adusă în cadrul căminului pentru persoane vârstnice. Potrivit acelui așa normativ pe care mai devreme vi l-am indicat, în vederea includerii în căminul pentru persoane vârstnice, legea stabilește că se întocmește un dosar care, pe lângă documentele medicale, mă rog, sunt necesare și documentele de identitate și mai multe adeverințe de la SPIT și așa mai departe. Doamna, așa, exprimându-și acordul în vederea internării în cămin, a doua zi, asistenții sociali au luat legătura cu asistentul social din cadrul spitalului de urgență și, pentru a nu fi pusă într-o situație de vulnerabilitate, dat fiind atât vârsta cât și condițiile meteo, s-a decis ca aceasta să fie transportată la spitalul de urgență în vederea întocmirii acelui dosar medical necesar instituționalizării în cămin. Aceasta fiind transportată cu ambulanță. Când a dus-o cu ambulanță? Marți, pe 31 ianuarie. Poate pentru analize, nu? Pentru analize la spitalul de urgență. La ce oră? Marți la ce oră? Acum n-aș putea să vă precizez. Marți la... Nu știu să vă spun ora la momentul acesta. Nu știu dacă are importanță ora, dar... Voi... Importanță. La ce spital a fost dus? La spitalul de urgență, da. Verificați sursa la spitalul de urgență. I s-au întocmit actele medicale din care să rezulte că doamna poate fi internată instituționalizată într-un cămin, a fost condusă cu ambulanța înapoi la domiciliu, la fel, având în vedere starea de vulnerabilitate, asistenții noștri sociali au fost în permanent dialog cu doamna și au stabilit ca în ziua ulterioară, respectiv în ziua de ieri, 1 februarie, aceasta să fie adusă în cadrul căminului pentru persoane vârstnice. Ieri, la momentul la care colegii mei au ajuns să o preia pe doamna, la fel, repet, că datorită stării de vulnerabilitate, am zis să nu o expunem într-un alt pericol, au mers să o aducă la cămin. Doamna s-a răzgândit în contextul în care mai erau și alte persoane prezente la acel moment. Pentru faptul că nu avem voie să luăm pe nimeni cu forța, noi am explicat că este singura măsură adecvată pe care legea, da,
ne dă posibilitatea să îi acordăm. În dumneavoastră au vorbit profesorii în mod corect. Da. Adică au respectat. Nu, doamna Copile, să înțelegem în ceea ce privește nu. Comportamentul lor. Comportamentul angajaților de GAS. Nu, da? Au urmat procedurile legale, au de dorit. Legale, dar au mai folosit domnul potrivit? Ați fost de față? Doamnă, eu nu am fost de față, nu că nu pot să fiu. Și să spere. Fără imagini, nu mi-a pus nimeni la dispoziție imagini ca să pot să... Există imagini în care rezultă comportamentul, da? Minunat, contați pe noi ca să efectuăm verificările corespunzătoare și să dispunem în consecință. Eu am spus că se simte rău, a și vărsat, a spus că este foarte agitată după vizita de ieri. Doamna director, eu sunt o persoană la care făceați referire că a fost în încăpere. Eu m-am dus lipsită de cameră, de microfon, pur și simplu să văd ce face femeia respectivă. Era în cameră, femeia zâmbea, era într-o stare foarte bună. Moment în care au intrat cele trei doamne de la direcție. Au venit să o ia, dar modul în care s-a pus problema față de o femeie de 85 de ani este complet deplasat. Trebuia să vii. Nu știu, habar n-am, există un psiholog în cadrul direcției care să vorbească cu doamna. Categoric, doamna da. Doamna nu știa, nu știa, deci doamna Porcioagă nu știa de faptul că dacă pleacă în azil, nu poate să-și păstreze în mod legal camera în care stă cu chirie. Pentru că trebuie să raportați la rea de PP și să se încheie acel contract de închiriere. Nu știa, femeia ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să fie dusă, să-i se arate azilul, să-i se prezinte unde va sta în următoarea perioadă, într-un mod blând. La 85 de ani, nu poți să iei bătrânii din Ucraina, să-i aduci, preferă să moară acolo în bombe, nu poți să-i extragi acolo să-i salvezi și poți să iei o bătrână, că așa zice legea sau că așa zice, nu știu, procedura. Doamna care era acolo, într-una, invoca procedura. Ce procedură? Nu exista nicio procedură. Era o doamnă care vorbea cu un ton ridicat și la doamna Bocioagă și la mine și la domnul polițist. Domnul polițist n-a filmat nimic. Eu am filmat. Imaginele sunt puse la dispoziția primăriei și le puteți vedea și dumneavoastră modul în care a discutat doamna de la direcție. Aveți procedură, doamna Copile, în asemenea cazuri? Aveți făcută procedură? Da, acum, dumneavoastră îmi spuneți niște lucruri la care nu am asistat sau prezentați din punctul dumneavoastră de vedere. Ideea era și cu toții cunoșteam că este un caz social și că trebuie să întreprindem toate măsurile care sunt necesare să-i asigurăm protecția. Înțeleg că... Toată lumea își dorește ca doamna Bocioagă să plece păi, din locul acesta. Asta spun. Mai mult decât atât, dumneavoastră ați făcut afirmația că i s-a făcut rău și a ajuns la spital, dar cunoașteți că doamna nu este singură, are aparținători. Noi cunoaștem, avem cazul în observație pentru faptul că soțul doamnei a fost în căminul pentru persoane vârstnice o perioadă destul de îndelungată, 14 ani. Doamnă, nu puneți dumneavoastră. Noi avem paleta de servicii și beneficii. Dacă aveți procedură pentru așa ceva, când vine cineva să intre la vă reproșați, doamne, ceva? Dacă era părintele dumneavoastră și ar fi fost tratat astfel, v-ar fi plăcut? Dar dumneavoastră îmi spuneți mie că asistenții sociali s-au comportat... Că sunteți directorul direcției de asistență socială. Da? Ce înseamnă păi și de ce aveți așa un vocabular ridicat? Și dumneavoastră a fost o școală, asistență ca noi toți. Monitorizare. Știați că bătrâna nu are sursă de căldură? Știați în ce condiții trăiește? Trebuie să știți că bătrâna sau de bătrână se îngrijește nepoata acesteia cu care nu s-a vrut a lua legătura și doamna cunoaște, doamna la rândul dumneai ne-a certat pe noi că am intervenit și că de ce am făcut caz social când însa s-a întreținut și în permanență a acordat îngrijiri. Chiar vecinul doamnei avea numărul de telefon, l-a lăsat... Păi, doamnă... Precizări, vă rog frumos. Cu toți faceți meseria asta, o faceți cu decență, dar... Haideți cumva să menținem puțin un dialog, să depășim linia aceea dialogului. Păi, 5 ani.
Deci nepoții despre care vorbiți dumneavoastră nu aveau cum să aibă grijă de ea din moment ce nu i-a mai văzut de 5 ani. Nepota de soră, vă spun pe asta, așa numai puțin. Are nepoți din partea fiului cu care am luat legătura. Și a spus că... De 5 ani, doamnă, de unde știu ea, în ce condiții trăiesc ea? Trăiește ea dacă ea nu i-a văzut de 5 ani.